Tot în acest document se menționează și faptul că voucherele neutilizate până la data de 10 decembrie din acest an duce la pierderea dreptului de utilizare a acestora pentru prima decasare. În total, administrația Fondului pentru Mediu a pus la dispoziție pentru programul Rabla 2012 în cele două etape 171 de milioane de lei. Această sumă permite scoaterea din uz a 45.000 de autovehicule mai vechi de 10 ani. Repartizarea tichetelor pe județe s-a realizat în funcție de numărul de locuitori. De asemenea, la nivelul fiecărui județ, tichetele au fost repartizate în mod egal între colectori.